Source of Sparrow's blood of cheetah, now stuff in Shiel. Source of Jerem Nemurira, source for Domer Mel. Unis vorne fericire, am găsit în Domnul meu. Unis vorne apă vie, este El. Vino suflete aleargă, la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Unis vorne fericire, am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete aleargă, la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Seara când se lasă luna, cheamă-L pe Iisus. Spune-i lui în rugăciune tot ce ai de spus. El te ascultă, te primește ca pe fiul tău și îți dă în daiertarea sufletului tău. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete aleargă, la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Iar când zorii se arată pe cerul senin, rugăciunea ți-o înalță Domnului divin. Mulțumește-i cu iubire, fii încrezător. Singur nici tu nu te lasă, El-i ocrotitor. Un izvor de fericire am găsit, este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete aleargă, la izvorul mult dorit. Este loc și ce frumoasă chemare ne făcea cântarea aceasta, să venim la un izvor de viață, izvor de fericire, că este loc pentru toți, frați și surori. Domnul să ne binecuvinteze să răspundem chemării Lui și să venim ca să avem parte de fericire și de binecuvântare. Vom cere binecuvântarea Domnului prin rugăciune peste serviciu divin din seara aceasta și rog pe fratele David Fâșcu să înalți o rugăciune și noi să-L susținem în rugăciune înaintea Domnului. Amin. De aceea te punem inima noastră
această dorință, dar Doamne, pune-o înflăcărată, Doamne. Pune-o dorință arzătoare, dorință cum îți place ție, Doamne. Ne-am săturat de astfel de poziții, Doamne. Vrem să fim activi pentru Dumnezeu. De aceea te rugăm, binecuvântă pe fiecare care a intrat în cortul acesta. Binecuvântă inima fiecăruia, binecuvântă dorința fiecăruia, Doamne, pentru că toți avem dorințe, toți avem sarcini, toți avem nevoie de Tine. De aceea venim să ne întâlnim cu Tine, de aceea, Doamne, ne prostrăm înaintea Ta. Și în seara aceasta mai avem o ocazie, Doamne, să ne întâlnim din nou cu Tine, glorie numele Tău. După promisiunea Ta minunată, Doamne, acolo unde sunt adunați doi sau trei numele Tău, Tu ești acolo, Doamne, glorie numele Tău și credem că și Tu, Doamne, să respecti promisiunea, glorie numele Tău. Dorința care o avem, ajută-ne și nouă să fim aici, Doamne, să ne întâlnim cu Tine. Te rugăm să binecuvintezi tot ce se va face în casa aceasta. Amin. De închinare, Doamne, cântările binecuvintează-le, dar binecuvântă și inimile noastre să putem cânta din toată inima. Amin. Binecuvintează rugăciunile, Doamne, să ne putem înălța din toată inima. Amin, Doamne. Binecuvintează cuvântul Tău care va fi vestit, Doamne, în demnurile care vor fi aduse, Doamne, să fie coborâte de la tronul Tău prin ungerea Duhului Tău Sfânt. Te rog în mod special, binecuvintează slujitorii Tăi de care te-ai sluji în seara aceasta. Lasă puterea Duhului Sfânt peste ei și lasă puterea Duhului Sfânt și peste noi. Seara aceasta să fie o seară de hotare în viața noastră, o seară care să ne vitalizeze pentru Cel Preanalt, o seară care să ne aducă mai aproape de Tine, Doamne. De aceea lasă izvorul Tău proaspăt din cerul Tău și fă să inunde viața noastră și inimile noastre. Te rugăm să binecuvintezi pe vârstnici și tineri, Doamne, deopotrivă, pe cei care, Doamne Dumnezeu, au venit cu dureri, cu necazuri. Și, Doamne, nu știm care nu are durere astăzi și nu știm care nu au necazuri astăzi. Și venim și le cărăm cu noi și le aducem la crucea Ta. Te rugăm, ascultă-ne, Domnul nostru. Amin. Durerea care le înălțăm la Tine, rugăciunea care le înălțăm la Tine. Da, Doamne. Ia minte, Doamne. Te rugăm, pentru aceasta nu că veniți de noi. Dar ne rugăm în numele Celui care merită, Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Doamne, se vor ridica rugăciuni de aici, Doamne, poate pentru familii care sunt încercate, poate pentru suflete bolnave, poate pentru copii care sunt răzleți, Doamne, poate pentru alte situații care numai Tu poți interveni. În locul locuinței Tale te rugăm, ascultă biserica Ta, ascultă poporul Tău, vino la ajutorul nostru, pune-ți mâinile Tale la lucru și inima noastră se va umple de bucurie. Te rugăm înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Așa să ne folosim de cuvântul Domnului și pentru timpul de închinare la rugăciune și am să citesc din Psalmul 139. Deci Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca.
Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din jurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întomit rănunchii și mi-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunate. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Amin. Este un psalm pe care noi îl citim mereu în biserică și care ne arată, frați și surori, atotputernicia lui Dumnezeu. David recunoaște că Domnul este Cel ce vede totul. David recunoaște că Domnul l-a creat pe el și ne-a creat și pe noi. David spune un lucru atât de minunat, că zilele și numărul lor a fiecăruia dintre noi sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Și eu aș vrea să ne rugăm să-i mulțumim Domnului că ne-a făcut niște făpturi așa de minunate. Dumnezeu ne cunoaște îndeaproape, ne cunoaște și gândurile, spune cuvântul aici. Un lucru care zic eu și spuneam, cu toată știința zilelor noastre, cred că omul încă nu a ajuns să cunoască totul ce este în trupul acesta creat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște pe fiecare în parte. Și înaintea acestui Dumnezeu, haide să ne închinăm în rugăciune, să-i mulțumim că ne-a iubit, să-i mulțumim că ne-a creat și ne-a făcut făpturi așa de minunate și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Să vă mulțumim, Doamne, că ești capul nostru, care ne vine în vântare.
Amin, amin. Haideți să ocupăm locurile, să cântăm o cântare. În timpul cântării îl invit pe fratele Sandu Păunescu să vină să ne dea un îndemn pentru rugăciunea de cauze. Să-L simt pe Dumnezeu pe care tu mă cercetezi de aproape, Doamne, tu mă ocrotești. Tu mă cercetezi de aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. De departe cum știi gânduri, căile-mi cunoști. Cum te voi putea, o Doamne, să mă ascund de fața Ta, când viața e mâna Ta. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închid ca laudă pentru slava Ta. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta, viața ce-am primit-o din mâna Ta. Și cu ură mă privesc, pune dragostea ta-n mine, ca să pot să-L iubesc. Eu nădăjduiesc în tine și-n păcătuința ta, că-n viața e mâna Ta. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta, viața ce-am primit-o din mâna Ta. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta, viața ce-am primit-o din mâna Ta. Doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu căci în această după-amiază ne-a îngăduit să fim aici, pentru că e locul cel mai minunat pentru un copil al lui Dumnezeu să fie în casa Domnului și să se bucure împreună cu Domnul, să aibă părtășie cu frații și să-și hrănească inima. Și ceea ce sunt uimit este faptul că în această seară Domnul vrea să se ocupe deosebit de viața noastră, de inima noastră. Salmul acesta, Salmul 139, arată și am putea să spunem că este Salmul cercetării. Este cuvântul pe care Dumnezeu îl folosește pentru noi această seară și vrea să ne provoace ca să ne cercetăm înaintea Lui. Să ne vedem starea în care suntem, statura la care am ajuns în credință și totodată să facem juruințe noi ca să ne putem apropia de Domnul mai mult și să putem să înaintăm pe cărarea veșniciei,
spre veșnicie, pentru că El este Cel ce ne poartă de grijă. Și vedem psalmistul David, când a scris acest psalm, a fost cercetat puternic de Duhul lui Dumnezeu. Și aș dori ca fiecare dintre noi să se lase cercetat de Duhul lui Dumnezeu, să coboare în inima lui și să vadă felul cum a venit în casa Domnului. Pentru că aici psalmistul David spune foarte clar: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Ne cunoaște Dumnezeu? Frații mei, să știți că ne cunoaște. Glorie Lui! În cuvântul Domnului găsind trei căi de cercetare a Domnului clipă de clipă peste noi. Unul este Îngerul Domnului, care este lângă noi în fiecare clipă și îl găsim scris în Zaharia. El ne cercetează și e cu noi, ne ocrotește. Un al doilea lucru care ne cercetează e Duhul lui Dumnezeu, care cercetează Duhul nostru. În fiecare clipă. Și apoi sunt cele șapte duhuri lui Dumnezeu trimise în tot pământul, prin care Domnul veghează asupra noastră. Găsim scris în Apocalipsa acest cuvânt, capitolul 4 cu versetul 5 și 5 cu 6. Și prin aceasta știm că suntem sub privirea Domnului în fiecare clipă. De aceea psalmistul David, când era cercetat de Domnul, a spus: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Nu te poți ascunde înaintea lui Dumnezeu, oricine ai fi. Nu poți să vii cu gânduri ascunse. Nu poți să spui că nu te cunoaște. Și în versetul 2 arată felul în care ne cercetează Domnul. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrus gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști întru totul. Tu mă încojori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Și apoi dacă mergem mai jos în conținutul acestui text, putem vedea că oriunde am fi, Domnul ne știe, ne cunoaște și ne cercetează. Și dacă ne cercetează, ce spuneți? Putem să ne adresăm Lui. E departe de noi. Frați și surori, să știți că Domnul este aproape. Și avem un har deosebit. De când am primit înfierea, de când am primit botezul cu Duhul Sfânt, întreaga dumnezeire locuiește în inima noastră. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prin Duhul lui Dumnezeu. Și oricând suntem pe aceeași axă cu cerul, oricând, dar așa cum este scris în Timotei, toți cei ce răstesc numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de nelegiuire. Deci nu ne putem adresa la Părintele Luminilor când suntem greșiți. Când suntem în păcat, când suntem în nelegiuire, nu ne putem apropia de El. Pentru că Dumnezeu locuiește într-o sfințenie absolută. Toată oștirea cerului este în genunchi înaintea Lui și aduce slavă. Și toate ființele văzute și nevăzute îi cântă slavă, pentru că El este Dumnezeu. El umple totul, tot universul. Și totul se face atât de mic că intră în inima mea și a ta, oricare ai fi. Și ne cercetează îndeaproape. La El nu există micro-univers sau macro-univers. La El totul e egal. Pentru că El umple totul, glorie Lui. De aceea, frați și surori, haideți în această rugăciune să-i spunem Lui totul. Așa cum arăta fratele, este o rugăciune pentru cauze. Și știu că dacă venim în casa Domnului, toți avem probleme. Toți. Iar dacă chiar nu-i nicio problemă, ne putem ruga pentru problemele celorlalți. Dacă avem dragoste. Și știm că fiindcă suntem din Dumnezeu, suntem fiii dragostei, Dumnezeu este dragoste.
Și toți aceia care îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să fie plini de dragostea lui Dumnezeu, plini de iubire. Și găsând scris în cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne ascultă. De aceea îndrăznim și în această rugăciune vom aduce înaintea lui Dumnezeu toate problemele care ne îngrijorează, tot ceea ce e în sufletul nostru și care vedem că singuri ca oameni nu putem dovedi că să ieșim din problemele acestea. Să știți că El este Cel ce le-a îngăduit, Domnul. Și El a hotărât și clipa din care să putem ieși și să fim izbăviți. Că dacă pe pământul acesta se rotesc 24 de ore neîncetat, înaintea Domnului mai este o oră. E ora H, așa cum o are armata. În ora respectivă, ora H, este ora când intervine Dumnezeu. Este clipa când vine El. Când vedem mâna Lui la lucru, minunea Lui. Și să știți că El vine. El pentru fiecare acțiune a noastră are un timp hotărât. Pentru fiecare problemă noastră are o clipă hotărâtă în care să intervină. Doar trebuie un lucru, să-L chemăm. Să-L cerem, să cerem numele Lui, să ne smerim și să credem că este Cel ce poate să ne scoate din orice problemă. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este Acela care ne scoate din toate. Îi mulțumesc Domnului că m-a întărit să fiu în această seară în acest loc, pentru că de dimineață era atât de tulburat de gripă, cred că mai trec și alți frați prin ea. Este timpul, de fapt, de intrarea în iarnă, cum se spune, și cei ce suntem mai în etate, dăm piept în piept cu ea. Dar îi mulțumesc Domnului că m-a întărit în această seară să pot fi aici, pentru că mai bine ca în casa Domnului nu-i nicăieri. Dacă cercetăm mass media, vedem că cei ce au fost în alte locuri s-au întâlnit cu ce nu a trebuit, cu boală, cu răni și chiar cu moartea. Nici n-au fost pregătiți, nici nu s-așteptau la aceasta și au plecat dintr-o dată. Dar moartea nu vine numai în locuri nedorite, ci vine și când mergi. Dintr-o dată cu mașina poți să treci în neant, să treci în dimensiunea a doua. De aceea este bine ca să fim pregătiți în fiecare clipă de a ne întâlni cu Dumnezeu. Să venim cu El de acasă, din timpul săptămânii să ne pregătim pentru El. Cei ce voim să aducem o jertfă înaintea Domnului, fie cântare, fie poezie, fie o mijlocire înaintea Domnului, să fim pregătiți de acasă. Aici se adună flacăra, aici se adună lemnele. Și aici trebuie să fie flacăra lui Dumnezeu puternică. Pentru că El e prezent aici, e prezent și cu noi, dar acolo unde sunt mai multe lemne, acolo flacăra e mai mare. Și știm că în Sion, în casa lui Dumnezeu, e prezent Domnul. E promisiunea Lui. Acolo unde doi sau trei se adună numele Lui, e și El prezent, glorie Lui. Și știm că aici suntem mai mulți. De aceea doresc în această rugăciune să aducem cauze înaintea lui Dumnezeu. Și una dintre cauze care mi-o doresc și eu și care o am, este familia. Să ne rugăm Domnului pentru familie. E prima celulă a societății și împotriva familiei toate duhurile răutății luptă. Vedem cât de greu este în jurul nostru. Că din, la o statistică care s-a făcut aici în America, se spune că din 100 de căsătorii, dacă rezistă 10, 15 la o statistică în America. În alte țări poate e mai mult, dar ceea ce e greu, acolo unde nu-i Dumnezeu sunt de toate. De aceea zic să stăm aproape de Dumnezeu, să stăm alipiți de El și să-L chemăm din toată inima. O a doua cauză care vreau să și stărui asupra ei, ca să ne rugăm, aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului pentru ca Domnul să-și întețească lucrarea prin Duhul Sfânt în biserică. Să vedem propășire, să vedem lucrător la lucru, fie tineri, fie bătrân, pentru că Dumnezeu e Cel ce îi alege. Duhul lui Dumnezeu e Cel ce îi pune în slujbă. De aceea aș dori din toată inima ca Domnul să scoată lucrători.
destoinici și sinceri pentru El și să ne rugăm pentru această lucrare. Că dacă ne vom ruga, știm că Dumnezeu intervine și ne ascultă. Și chiar dacă, din cât suntem aici, numai 3 sau 2 sunt sinceri pentru Domnul și neprihăniți, rugăciunea este ascultată. Și eu cred din toată inima că aici sunt neprihăniți nu numai 2, ci sunt mai mulți. Cel ce cunoaște inimile e Domnul. De aceea, haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Fratele va continua în privința cauzei. Dacă avem cauze deosebite pentru care dorim ca biserica să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, haideți să le aducem cu voce tare sau să ridicăm o mână, atât frații cât și surorile. Vă rog să aducem cauzele. Sunt multe mâini ridicate. Domnul să-i aminte și la aceste cauze care se aduc în taină. Aș vrea în mod deosebit să aducem înaintea Domnului câteva surori și frați care trec prin încercări deosebite. Este sora Oros, este sora Regina Olaru, să o aducem înaintea Domnului, sora Maria, mama lui sora Vali, să o aducem înaintea Domnului, pe sora Ani Manea, să o aducem înaintea lui Dumnezeu, fratele Jean, am înțeles că are și el o problemă cu spatele, să ne rugăm Domnului, frați și surori. Așa cum am citit aici, spune fratele. Ne rugăm și pentru mătușa, este și mătușa mea, mătușa Marițuca, care va pleca în Spania. Da, și alu Persida și alu Gavila. Mulțumesc. Ea. Am văzut acolo în spate, ea, sora Marițuca, ne rugăm Domnului pentru dumneavoastră, ca Domnul să vă păzească, să fie cu dumneavoastră. Amin. Ea. Să ne rugăm Domnului și pentru familiile din biserică, Domnul să ne cerceteze familiile, să ne binecuvinteze cu pacea Lui. Ne rugăm Domnului ca să binecuvinteze copiii noștri cu înțelepciune de la Dumnezeu. El este Cel ce ne-a creat, spunea David în psalmul care l-am citit. Ne-a întocmit rochii, ne cunoaște în amănunțime pe fiecare în parte. Și Domnul să ne vindece și trupurile și sufletele noastre. Mai sunt alte cauze? Amin. Amin. Dacă nu mai sunt alte cauze, haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului.
cântă și pe petrică și pe ofere, nepoții și nepoții, pentru că mă cred. Și te rog, Doamne, ascultă, binecuvântă-mă la serviciu, binecuvântă și pe Domnul. Doamne, că se vadă și te scopere de Dumnezeu. Slăviască-se numele Tău, Dumnezeule mare. Aleluia. Binecuvântat și fii, Dumnezeu Tău, pentru durare și lață mare. Și glorificat să fii pentru că ne ascult rugăciunea. Binecuvântat să fii, pentru că ne ascult scurs și dorințele noastre. Pentru că poți să fii partea noastră de moștenire, Dumnezeule Tău. Să-i toată, mulțumesc să te căutăm, să te găsim. Vă rog să ocupați locurile, întrucât copiii și tinerii se pregătesc pentru sărbătoarea nașterii Domnului, o să facă ei slujbă mai întâi și după aceea ei se vor retrage. Deci orchestra are două cântări, după aceea orchestra și coro cântare și apoi o să mai anunțăm și alte cântări care să dea slavă Domnului și să aducă bucurie sufletelor noastre. Amin. Deci, vă rog, cei ce cântă la orchestră, vă rog să veniți și să...
aș vrea să fac anunțurile cu privire la lucrarea Domnului în biserică, și sigur și apoi o să mai avem și alte cântări și mesaje. Ea și sora Lea are două versete să spună după ce fac anunțurile. Dimineață am participat și a fost invitat la dedicarea și consacrarea Bisericii Golgota, care este în Portland, acolo pe Gleason, cu 192. Cred că fratele Petric a făcut anunțul acesta și dimineață. Joi seara suntem invitați să participăm acolo cu toată biserica. Frații de acolo au evangelizare, o săptămână de evangelizare, și în fiecare seară, în săptămâna aceasta, începând de mâine, au invitați o biserică acolo. Deci, mâine seară va fi Biserica Betania, am înțeles, apoi Biserica Philadelphia din Portland, la marți seara, miercuri iară, nu țin minte cine, dar joi suntem noi invitați. Deci, joi ne întâlnim cu toți acolo, deci nu vom avea serviciu divin aici în Casa Domnului, ne întâlnim acolo. Duminica următoare este prima duminică din lună, la serviciu de dimineață vom avea cina Domnului. Anunțam pentru 9 decembrie, este miercurea, și surorile pot să aibă o întâlnire frumoasă aici, și când mă refer la surori, mă refer nu numai la cele care sunt căsătorite, și cele tinere. Vor fi în mijlocul nostru aici sora Ana Druhora și sora ei de corp, Rozi Mogoșan. Două surori deosebit de spirituale, și cred că surorile noastre vor avea un beneficiu din întâlnirea aceasta. Spuneam că deci sora Elvira cu Crina și cu Aura se ocupe de organizarea acestei întâlniri. Din nou, este 9 decembrie, miercurea, la ora 7. Marți seara vom avea rugăciune și sâmbătă, da, frații, este rugăciune, deși sâmbătă de la ora 10. Domnul să ne binecuvinteze mai departe, să slujim Domnului, frați și surori, și să strălucim în întunericul lumii de astăzi. Știți că este un verset în Biblie care spune că să strălucim ca stelele noaptea în întunecimea spirituală a lumii de astăzi. Domnul să ne ajute și să ne dea putere. Amin. Acum o invit pe sora Lea să vină să spună două versete din Biblie, după aceea sora Nina are o poezie, apoi fratele Ilie va cânta cu acordionul. Și fie numele Domnului binecuvântat de fiecare dintre noi. Amin. Jesus tries to say yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. You are the light of the world, of the Lord. Matthew 5:14. Care a fost versetele? Evrei 13:8? Da? Iisus Hristos este același. Ieri, astăzi și în veci. Amin. Amin. Și celălalt? Matei 5:14. Folosim și traducerea noastră. Da. Cine știe ce spune Matei 5:14? Nimeni, sigur. Da? Bun. Bun. Voi sunteți lumina lumii, da? O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Amin. Ce spune Psalmul 134? Că pentru Domnul întunericul e ca lumina. Da.
Și trebuie să fim și noi lumini în lumea aceasta. Dacă vă aduceți aminte, cu câteva săptămâni în urmă, poate, ziceam că încă nu s-a inventat întunericul care să biruiască lumina. O lumânare, oricât de mică a fi ea, când apare întunericul, fuge. Domnul să ne ajute să fim așa cum s-a spus și să fim lumina lumii. Amin, amin. Poftim, frate. Sora Nina și apoi fratele. De ce așa o știe El? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De ce așa o știe El? De ce ades mi-a dat pe cale să înfrune cazuri fel de fel? De ce slovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când cunoscut am adevărul și vrut am să spun despre El, silit am fost să tac adesea. De ce e așa? O știe El. Din pâinea mea am dat altora fără să mă tem, cam să mă înșel. Răsplata m-a lovit cu piatra. De ce e așa? O știe El. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca sfârmată. De ce e așa? O știe El. Când moartea luptă pe îndelete și rupe al dragostei în el, rămân copii sărmani pe drumuri. De ce e așa? O știe El. Greu apăsat privesc adesea calvarul, crucea și pe mel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când mi-am trăit mereu viața încurățit de porumbel, stropit am fost cu murdărie. De ce e așa? O știe El. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și cred cu patimă și zel că multe din ce mi se întâmplă nu le înțeleg, dar știe El. Și când ajunge voi în ceruri cu Domnul în al său castel, mă întreba cum des acolo, răspuns la toate-mi va fi El. Amin. Ce mă ține în harul,
îndurarea Domnului. Cine spun să-i bunătate, ce mă ține în harul. Când am fost apăsat de dureri și păcat, El Iisus a rostit, te-l iubesc. Spune crucea cea grea, pentru El a purtat, Tată vreau a să fie salvat. Vreau să cânt întotdeauna îndurarea Domnului. Și ne spun să-i bunătate, să mă ține în harul lor. Vreau să-i cânt întotdeauna îndurarea Domnului. Și ne spun să-i bunătate, să mă ține în harul lor. Sunt acum izbăvit de Cel ce m-a iubit, vreau viața de El să-mi plec. Și furtuna ce grea, și prigoana ce rea, o clotirea mai mult s-o simțesc. Vreau să-i cânt întotdeauna pe durarea Domnului. Să-i bunătate, ce mă ține-n harul. Vreau să-i cânt întotdeauna îndurarea Domnului. Și-mi spun să-i bunătate, ce mă ține-n harul. Când la El voi veni, fața mea va străluci, de lumina ce eu o privesc. Prin cuvânt, prin rugăciuni, tot mai mult să-L simțesc, că trăiesc tot mai mult să-L iubesc. Vreau să-I cânt întotdeauna îndurarea Domnului. Să-i bunătate, ce mă ține-n harul lui. Vreau să-i cânt întotdeauna îndurarea Domnului. Și-mi spun să-i bunătate, ce mă ține-n harul. Voi ce frați vă chemați, viața vă cercetați, nu rămâneți pe drum alergat. Când curând Domnul Sfânt va lua de pe pământ, cu putere pe cei sigilați, să chemăm întotdeauna îndurarea Domnului. Să-i bunătate, ce mă ține-n harul. Să-mi credem totdeauna în cuvântul Domnului. Să rămânem în picioare până la venirea Lui. Să cântăm o cântare și după aceea fratele Iuliu va citi cuvântul și ne va vorbi din cuvântul Domnului. Hai să slim pe mâine cântarea de n-ai fi tu de partea noastră. Muzica.
de n-ai fi tu de partea noastră. Am fi ca praful luat de vânt, am fi o formă fără viață, rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu de partea noastră, fi ca praful luat de vânt, a fi o formă fără viață, rădăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine, tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchem și ne smerim, dar noi venim cu toți la tine, și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchem și ne smerim, noi n-avem niciun merit, e harul tău că există. Iisuse, tu mi-ai dat viață și toate ție-ți datoră. Noi n-avem niciun meritat, e harul tău că există. Iisuse, tu mi-ai dat viață și toate ție-ți datoră. Dar noi venim cu toți la tine, tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. În genunchem și ne smerim, dar noi venim cu toți la tine, tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchem și ne smerim. Amin. Haideți să deschidem Biblia la Luca, la capitolul 14, unde începem de la versetul 25 și titlul acestei citiri este Cum să fie ucenicul lui Iisus. La versetul 25 la 33. Împreună cu Iisus mergeau multe norode, el s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa,
nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapătă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Amin. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, trăim într-o lume în care omenirea a devenit foarte confuză. Și de ce să nu spunem oamenii și biserica și noi toți avem nevoie disperată, dacă vreți, de Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie disperată de prezența Duhului Sfânt între noi, ca să ne învețe, ca să ne sfătuiască, ca să ne ridice pe fiecare, să ne dea putere să putem merge înainte. Pentru că diavolul în fiecare zi vine cu obstacole noi, vine cu fel de fel de idei noi și pe foarte mulți îi prinde. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe noi ca să rămânem tari, indiferent ce ar veni în viața noastră sau indiferent ce ar aduce diavolul în viața noastră de credință, ca să putem să rămânem tari pe temelia care a adus-o Domnul Iisus Hristos și ne-a pus-o înaintea noastră. Și vreau ca fiecare din noi să ne ajute Dumnezeu să putem să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. În această seară aș vrea să ne uităm în câteva cuvinte cine poate fi ucenicul lui Iisus sau, mai bine zis, de ce lucruri avem nevoie ca să putem să fim cu adevărat ucenici al lui Iisus Hristos. Și aș spune eu că primul lucru de care avem nevoie sau care trebuie să-l avem ca să putem să fim ucenici al Domnului Iisus Hristos, trebuie să avem o dragoste desăvârșită față de Domnul Iisus Hristos. Dacă citim aici în versetele 25, partea a doua, ultimă, și 27 și 26, cuvintele care le-a spus Domnul Iisus Hristos, și vreau să le recitesc, Iisus s-a întors și le-a zis celor care mergeau după El: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba, chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și aici, dragii mei, sunt convins că dumneavoastră toți care cunoașteți Sfintele Scripturi, sensul cuvintelor pe care Domnul Iisus le transmite aici nu este acela de a ne urâ unul pe altul. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ucenicii Lui și toate Scripturile ne învață pe noi ca și copiii al lui Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. Ba mai mult, ne învață să ne iubim și vrăjmașii noștri, să ne iubim pe cei ce ne fac rău sau pe cei ce ne prigonesc. Într-un niciun caz, sensul care îl transmite Domnul Iisus Hristos aici nu este ca să ne urâm unul pe altul. Aici eu cred că Domnul Iisus vrea să spună că mai presus de dragostea noastră pentru familia noastră,
Mai presus de dragostea pentru soț, pentru soție, pentru copii sau pentru orice alt lucru de pe pământul acesta, trebuie să fie dragostea față de Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Prioritatea numărul 1 în viața noastră trebuie să fie, dragii mei, Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El trebuie să-L iubim mai mult decât orice. În lumea aceasta am putea avea multe lucruri care putem să le iubim sau am putea să le iubim, Dar sugerarea care ne dă Domnul Iisus Hristos este să-L iubim pe El mai mult ca orice. Și cred că acesta este sensul cuvintelor pe care îl transmite Domnul Iisus Hristos aici. Și noi avem nevoie mai mult ca oricând în vremea aceasta ca să-L iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos, la care zic Domnul să ne ajute pe toți. Poate că ar întreba cineva și ar spune, bine, dar de ce să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos mai mult ca orice? Și pentru un om necredincios, pentru un om care n-a avut o relație cu Domnul Iisus Hristos, ar putea zice că e o întrebare sau un lucru legitim, nu? Dar noi găsim motive suficiente și multe în Sfânta Scriptură pentru care să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât orice. Primul motiv care este pentru care să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos este pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și noi răspundem dragostii Domnului Iisus Hristos cu aceeași monedă. El ne-a iubit, îl iubim și noi. Și găsim lucrul acesta în 1 Ioan. Capitolul 4, versetul 19, unde spune așa: noi îl iubim pe Iisus pentru că El ne-a iubit întâi. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta din dragoste, dar El n-a făcut doar numai o declarație ieftină, cum fac oamenii în zilele noastre, ci El a și demonstrat-o, a demonstrat practic că ne iubește. Este ușor să spui, te iubesc frate sau te iubesc soră, dar problema este cum dovedești lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a dovedit-o practic și citim acest extraordinar pasaj din Sfânta Scriptură, din Ioan capitolul 3, versetul 16, unde își arată dragostea lui Dumnezeu față de noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Demonstrarea dragostei lui Dumnezeu față de noi, nu numai cu vorba, ci cu fapta, L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru că ne iubește, ne-a iubit și ne va iubi până la capăt. Apoi, în Galaten 2 cu versetul 20 spune așa, cuvânt care se folosește foarte mereu aici, dar este de mare însemnătate. Spune așa, Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Eu cred, dragii mei, că acestea sunt cele mai înalte cuvinte pentru noi care le-am putea să le auzim ca și credincioși sau ca păcătoși, dacă vreți. Ca Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, pentru noi toți. Îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în dragostea Lui s-a dat pentru noi și noi să avem viață, să trăim și să trăim veșnic cu Dumnezeu. Nu știu dacă cineva ar putea să descrie în cuvinte dragostea lui Dumnezeu. Nu cred că s-ar putea zugrăvi undeva o poză care să înțelegem într-adevăr dragostea lui Dumnezeu, dar putem să facem un lucru. Putem să mergem cu gândul la cruce, putem să mergem cu gândul la Golgota și să-L vedem acolo pe Iisus Hristos când era bătut, când era scuipat, când era înjosit, apoi cu crucea în spate spre Golgota, acolo i s-a împlântat o culoană de spini în cap. Acolo i-a curs sângele lui Sfânt pentru tine și pentru mine și toate acestea, dragii mei, le-a făcut pentru că ne-a iubit.
Este un lucru extraordinar ca să ne gândim la scena aceasta. Și gândindu-ne acolo, poate vom putea înțelege puțin din dragostea Lui pentru noi. Pentru că nimeni n-a putut sau ar putea ca să iubească în felul acesta decât Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. De fapt, Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, cu versetul 13, spune așa: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. De aceea, dragii mei, trebuie să iubim pe Domnul nostru Iisus din toată inima noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Un al doilea motiv pentru care să-L iubim pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos este pentru că este o persoană vrednică de iubit. Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, este o persoană vrednică de iubit. Nimeni, în mod normal, nu și-ar arăta dragostea spre o persoană care nu este vrednică de iubit. Sunt oameni care nu sunt vrednici de iubit. Dar, pentru noi, Domnul Iisus Hristos este acea persoană care este vrednică de iubit. Iisus Hristos, Regele Regilor, a venit pe pământ, s-a smerit, a slujit și uitați-vă la o formă de slujire extraordinară care omul de rând n-ar putea o să o face. S-a plecat și a spălat picioarele inclusiv acelui om care știa că îl va vinde. A spălat picioarele lui Iuda și să nu uităm, el a știut lucrul acesta. Cu toate că a știut că îl va vinde, că va fi vânzătorul lui, Domnul Iisus Hristos l-a iubit și pe el și s-a sacrificat și a venit și a spălat și lui picioarele. Pentru că el spunea așa în Marcu, în capitolul 10, 45, căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci Iisus Hristos să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Deci Iisus a venit în lumea aceasta ca nouă la toți să ne dea o statură nouă, a venit să ne răscumpere, am venit să ne ridicem, am venit să ne mântuiască și să ne ducă în cer cu El, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Uitându-ne la Iisus Hristos în felul acesta, motivația pentru care a venit, ce a făcut El pentru omenire, cum a slujit, cum a lucrat cu fiecare, putem să spunem fiecare că vedem în Iisus Hristos o persoană care este vrednică de toată dragostea noastră și merită ca să-L iubim din toată inima, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Apoi, îl iubim pe Domnul Iisus Hristos pentru că Tatăl Ceresc îl iubește. Și vă amintiți când Domnul Iisus Hristos încă era pe pământ, Domnul Iisus Hristos a spus de două ori lucrul acesta că îl iubește pe Iisus Hristos și spune așa: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. A spus lucrul acesta la botezul lui Iisus. Apoi a spus lucrul acesta pe munte la schimbarea la față. Dumnezeu a făcut această declarație despre Domnul Iisus Hristos, pentru că a văzut în El un fiu care a ascultat de Dumnezeu în toate lucrurile. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan, în capitolul 8, versetul 28, eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu să vorbesc. Cercetându-ne noi acum ca și părinți care avem copii, dacă am vedea că un copil de-al nostru are o asemenea ascultare față de noi, cum nu l-am iubi și am face orice sacrificiu pentru copilul acela? Dacă noi ca oameni am fi în stare să facem lucrul acela, dragii mei, frați și surori, Dumnezeu a făcut-o, l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos pentru că a văzut în El un Fiu de Dumnezeu care a ascultat în totalitate de Dumnezeu. Pentru aceea, noi dacă vrem să fim slujitori sau dacă vrem să fim ucenici al lui Iisus,
Trebuie ca să avem această dragoste desăvârșită față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus Hristos și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru, dacă vrem să fim ucenici al lui Iisus Hristos, trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Citim aici, în versetul 33, din textul care l-am citit, zice așa, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapătă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Tot în Luca, în capitolul 9, cu versetul 23, spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dragii mei, în fața acestor cuvinte, mă întreb, mă cercetez și mă gândesc, oare ce am eu al meu fără să fi primit de la Dumnezeu? Pentru că tot ce avem este de la Dumnezeu. Și Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, așa, ce lucru ai tu pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Eu am stat și m-am gândit ce îmi aparține mie personal și nu este darul lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile le primim de la Dumnezeu. Care este acel lucru care îl am și nu-i de la Dumnezeu? Și m-am cercetat și m-am gândit și am zis că acesta nu este altceva decât păcatele mele, greșelile mele, este sinul meu. Acesta este acel sân de care spunea Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Deci eu așa înțeleg sinul acesta și Dumnezeu ne-l cere la fiecare să ne lepădăm de el și să ne lăsăm de aceste păcate și atunci vom putea să fim ucenici al lui Iisus Hristos. Eu cred, dragii mei, că nu putem să fim ucenicii lui Iisus Hristos încărcat de păcatele noastre. Și această lepădare de sine, această lepădare de firea pământească, ne-o cere Dumnezeu la fiecare dintre noi ca să putem fi acești ucenici al lui Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta ca să fim curați, să fim sfințiți și să lăsăm tot ce este de-al nostru, să ne debarasăm de păcat, să fugim de el, să alergăm de el și să ne apropiem tare de Iisus Hristos care este gata să ne primească în brațele lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Al treilea lucru, dacă vrem să fim ucenici al lui Iisus Hristos, trebuie să alegem acest drum al crucii și aceasta de bunăvoie. Să alegem drumul crucii și de bunăvoie. În versetul 27 zice că oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Acum în Luca 9 era, dacă voiește cineva să-și ia crucea și să mă urmeze. Aceasta înseamnă, dragii mei, că fiecare dintre noi trebuie să acceptăm crucea lui Hristos. Și lucrul acesta trebuie să-l facem de bunăvoie, în mod voluntar, neîmpins de nimeni, nesiliți de nicio religie, nesiliți oarecum de păstor sau de familie sau de nimic. Să vrem! Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva, și poate mi-ar spune cineva, știi, eu am crucea mea, eu am crucea cu soția poate, eu am crucea cu soțul, eu am crucea cu copiii, eu am crucea mea care am în fiecare zi. Dragii mei, aceasta nu este crucea pe care trebuie să o iei, aceasta este crucea pe care trebuie să o duci. Că poate că tu ți-ai făcut-o, poate că așa este la tine în casă și această cruce trebuie să s-o duci. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici este cu totul altceva. Este ceva voluntar. Dacă vreau, o iau. Dacă nu vreau, o las acolo jos. Și crucea aceasta nu este un necaz.
sau o problemă în familie. Nu! Categoric nu! Domnul spune că dacă vrei să fii lucrător împreună cu mine, trebuie ca drumul nostru sau drumul tău sau drumul meu să fie asemănător cu Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 10, un cuvânt foarte interesant și spune așa: de aceea, rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Iisus Hristos, împreună cu slava veșnică. Și ne gândim, ce vrei să spui, Pavele? N-a suferit Domnul Iisus Hristos de ajuns? Ba, a suferit. N-a fost jertfa Domnului Iisus Hristos completă? Ba, a fost foarte completă. Să nu ne gândim acolo. Apostolul Pavel a vrut să spună altceva. A vrut să spună că el a fost trimis în mod deosebit ca să predice Evanghelia în multe locuri. Și a fost trimis în Macedonia, a fost trimis în Grecia, în Ahaia, în Tesalonic și așa mai departe. Și spunea apostolul Pavel, menționa niște lucruri foarte importante care face legătură cu crucea. Într-un loc m-a bătut cu nuiele, în alt loc în temniță, în alt loc a fost batjocorit și el trebuia ca să rabde. Toate aceste lucruri, toate aceste bătăi, toate aceste lovituri, ca oamenii să audă Evanghelia lui Hristos și să fie mântuiți. Deci, crucea aceasta despre care vorbește aici Domnul Iisus Hristos este un nou stil de viață. Dacă apostolul Pavel, dacă toți apostolii au fost batjocoriți, dacă Iisus Hristos a fost batjocorit și tu ca și evanghelist, ca și om care vrei să aduci cuvântul oamenilor, vei fi batjocorit și împroșcat la fel. Ce trebuie să faci? Să iei această slujbă în serios, să te rogi Domnului să-ți dea putere, ca la Pavel și la alții, ca când se va întâmpla cu tine așa ceva, să poți să o duci cu bucurie. Pe calea îngustă și pe partea strâmtă vor fi asemenea situații. Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să știm că biruința este numele Domnului Iisus Hristos și tot ceea ce vor face oamenii, în final, vor fi un rezultat, că oamenii vor auzi Evanghelia și vor putea să-L primească pe Hristos în viața noastră, în viața lor, și noi trebuie să ne facem datoria. Indiferent unde ne trimite Dumnezeu, unde ne cheamă Dumnezeu, că vor fi necazuri, că vor fi batjocuri, că vor fi probleme, noi trebuie ca să ne facem datoria și să mergem înainte, pentru că acolo ne cheamă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Al patrulea lucru: dacă vrem să fim ucenici al lui Iisus Hristos, trebuie să avem o dragoste fierbinte unii pentru alții. Și aceasta, dragii mei, nu numai pentru frați sau pentru sorile din biserică. Aceasta trebuie să fie pentru toți oamenii. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor un cuvânt foarte important și pentru noi, în Ioan, capitolul 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Apoi, Petru spunea în 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Și aici aș vrea să fim foarte atenți. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Și am stat și m-am gândit, cum stăm, dragi frați și surori, la subiectul acesta. Apostolul Petru, el se uită și zice, sunt toate lucrurile la rând, sunt toate normal, dar mai presus de normal, este un lucru care trebuie să luăm aminte la el, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unul față de celălalt. Prea des lăsăm pe diavolul să-și bată joc de noi. Prea des lăsăm pe diavolul să ne terfelească și să facă ce vrea el. Dragii mei, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, zicea Domnul Iisus Hristos, dacă veți avea dragoste unii față de alții.
Dragostea aceasta, știți cu toții că este una din caracteristicile rodei Duhului Sfânt. Nu se poate să spun că eu am dragoste, dar îl urăsc pe cineva sau îl vorbesc de rău pe celălalt. Toate cele 9 caracteristici împreună, dar împreună, este roda Duhului. Și nu poate nimeni să spună că este plin de Duhul lui Dumnezeu când lui îi lipsește dragostea, indiferent cine este. Și sugerarea care era aici era ca să avem nu orice dragoste, să avem o dragoste fierbinte unul față de celălalt. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că ne doare unul pentru altul. Că suferim unul cu altul, când cineva trece printr-o problemă și eu trec prin problemă, când cineva este în necaz și eu trec prin necaz, când cineva este vorbit de rău, el mă alătur și îl ridic, când cineva este doborât, eu mă apăc sub el și îl ridic. Aceasta este dragostea care vrea Dumnezeu ca să o avem fiecare din noi. Dragii mei, cu Dumnezeu nu este glumă, nu este joacă. Ce facem noi aici este ceva sfânt. Dumnezeu prin Duhul Sfânt locuiește între noi și ne vrea la acea statură dumnezeiască. Cred că am trecut de acea stare de copilărie. Ne dăm seama că și Dumnezeu este sfânt și trebuie să fim și noi sfinți. Dacă vorbim despre dragoste, dacă vorbim de unitate, dacă vrem să fim ucenicii lui Hristos, noi trebuie să lucrăm lucrarea aceasta în serios, să lucrăm în unitate, să o luăm în serios lucrarea lui Dumnezeu, că atunci de-abia biserica va fi închegată și atunci de-abia Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru cu semne și minuni. Dumnezeu nu lucrează numai în stânga și în dreapta, Dumnezeu poate să lucreze și aici. Haideți să ne apreciem unul pe altul, hai să ne prețuim unul pe altul și mai presus ca toate, să-L iubim pe Domnul nostru, Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, să ne ajute la lucrul acesta. Eu mă rog, dragii mei, ca dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în fiecare dintre noi prin Duhul Sfânt. Și atunci vom putea să mergem din biruință în biruință în numele Domnului Iisus Hristos. Altfel, vom cădea unul după altul. În fiecare zi vom avea căderi, vom avea eșuări, pentru că nu este dragostea lui Dumnezeu în noi. Și atunci putem să vedem dragostea și puterea lui Dumnezeu în noi atunci în unitate. În unitate. Dacă vom fi izolați unul de altul și fiecare își vedea de drumul lui, lupul cel vechi, diavolul, ne va ataca pe rând unul după altul și ne va birui. Dar atunci când suntem cu toți în unitate, când biserica este unită, diavolul nu poate că să aibă succes, pentru că biserica este trupul lui Hristos și dacă toți lucrăm împreună, atunci Dumnezeu dă biruință. Și mă rog la aceasta din toată inima. Deci, să recapitulăm acele 4 puncte. Ca să putem să fim ucenici ai lui Iisus, trebuie să avem în primul rând o dragoste desăvârșită pentru Dumnezeu. Apoi, trebuie să ne lepădăm de noi înșine, sine aceasta, de păcatele acestea care ne țin legați. Să ne alegem acest drum al crucii și să-l facem de bună voie, la care zic, Doamne, ajută-ne, și să avem acea dragoste fierbinte unii față de alții. Aș dori ca aceste lucruri să le pună Dumnezeu în inima noastră la toți și să-L iubim pe Domnul mai mult ca orice și să ne iubim unii pe alții și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Frați și surori, sunt foarte dramatice, zic, cuvintele acestea. Și în Biblie găsim astfel de situații în care cuvintele Domnului Iisus parcă nu că ți aduce o atracție și parcă cum să înceară așa ceva. În Ioan, în capitolul 7, în capitolul 7, Domnul Iisus vorbește, cred că totuși la 6 este, unde spune despre pâinea vieții, spune acolo Domnul Iisus că dacă nu mănâncă cineva
trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Și le spunea la ucenici. Și când ucenicii au auzit lucrul acesta, a zis, asta e prea de tot. Nu suntem canibali? Sau ne cere să fim noi canibali? Că numai canibalii se spun că mănâncă trupurile oamenilor. Ce, îi prea de tot. Și care a fost răspunsul unii dintre ei? Așa ceva nu vreau să aud. Sunt niște expresii și niște texte care, de fapt, au o adâncă învățătură spirituală. Domnul Iisus vrea să spună și să dădea pe El de exemplu, ca să fim ucenicii Domnului și în contextul în care vorbește, spune cuvântul acolo că era urmat de multe noroade, împreună cu Iisus mergeau multe noroade, care știm bine, unii dintre ei au fost părtași la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus și a zis, ce bine este să avem un astfel de conducător. Ce bine este să-L avem pe Iisus cu noi, că nu trebuie să mai muncim nimic. Se roagă, binecuvintează și înmulțește pâinea. Și avem ce mânca. Și avem de toate. Și când le vorbește lucrurile acestea, ei, stați puțin, că nu-i chiar așa de simplu. A fi ucenicul meu, spunea Domnul Iisus, a mă urma pe mine, înseamnă că trebuie să plătești un preț, să-ți iei crucea. Și știți ce este crucea? Fratele, eu le-am amintit și noi am amintit lucrul acesta de mai multe ori. Crucea este un stil de viață, dar crucea este și sfârșitul unui stil de viață și începutul altui stil de viață. Aceea este crucea. Ei, și vrea să spună, sunteți voi gata să mergeți pe drumul acesta? Să vă dăruiți viața? Că așa spune acolo când ce s-a citit, zice, ba chiar însăși viața sa, viața mea, viața ta. Au fost părinți și personal cunoscut, poate și dumneavoastră, a căror copii l-au întâlnit pe Domnul Iisus și a zis, noi vrem să mergem după Iisus. Și părinții s-au opus. Ne faci de rușine. Și acum este, am zice noi, cum până aceasta, ce să alegem? Părinții sau să mergem după Iisus? Care credeți că e alegerea cea mai bună? Frați și surori, mergem după Iisus. Va fi greu. Personal am cunoscut tineri care l-au întâlnit pe Domnul Iisus, a dus după Domnul Iisus și părinții au fost foarte împotrivă. Și a alungat de acasă. Știți bine istoria reală și a prietenului și a fratelui nostru Dorin Druhora, singurul din familie care s-a întâlnit cu Domnul și părinții l-au dat afară din casă, l-au desmoștenit, l-au, nu numai atât, au chemat emisiunea Reflector de la televiziune să îi iau un interviu și l-au bătut, spunea el, m-au bătut cu un scaun, că părinții l-au... Au vrut să-i schimbe mintea. A zis, dragostea de Domnul Iisus a fost mai mare. Sigur, și-a iubit părinții și ne iubim părinții, dar prin evenimentul acesta, al urma pe Domnul Iisus Hristos, a vrea să fim ucenicii Lui, frați și surori. Să știți că Dumnezeu binecuvintează astfel de oameni. Ce ne ține mai mult? Ca să nu mergem după Iisus. Cuvântul spune să lepădăm, să lepădăm ce ne-ar putea ține ca să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Deci, a-L urma pe Domnul Iisus înseamnă a fi dăruit, commitment, cum spunem în engleză, dăruire totală.
Eu cred că analizându-mă pe mine, nu pe dumneavoastră, cred că mai am de lucrat la aceasta. Dar Domnul să aibă milă de mine și de noi toți, ca să știm să-L urmăm pe El în totdeauna. A-L urma pe Domnul Iisus, cum spunea fratele Liliu, și exemplul acesta de aici pe care îl dă Domnul Iisus, că sunt cuvintele Domnului Iisus, zice, fiți atenți că înainte de a zice, Doamne, vreau să Te urmez, vreau oriunde vei fi, au spus și ucenicii, vrem să mergem cu Tine oriunde vei fi. Și a zis că păsările cerului au cuiburi, vulpile au cuiburile lor și toate, dar Fiul omului n-are. N-are loc unde să-și pună capul. Ei, când spune așa ceva, mai vrei să-L urmezi pe un astfel de om? Se merită să-L urmăm pe Domnul Iisus. Și dă un exemplu aici, zice, fiecare dintre voi să vă faceți socoteală, dă exemplul acesta, zice, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce și-a pus temelia, să nu poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el. Deci, asta înseamnă că vrem să construim o viață, să mergem după Domnul Iisus. Trebuie să ne facem socoteala. Vom putea să mergem până la capăt? Că dacă nu mergem până la capăt, râde lumea de noi. Și din nefericire s-a întâmplat cu mulți de care a râs lumea. Că s-au angajat să meargă și n-au putut să meargă. Sau un alt exemplu aici, a-L urma pe Iisus înseamnă să te angajezi într-o luptă. Ce care împărat să duce la luptă fără să-și numere ostași și să gândească, am 10.000, cel ce vine împotriva mea are 20.000. Deci trebuie să ne facem și socoteala aceasta. A te urma, a-L urma pe Domnul Iisus, a fi ucenicul Lui, înseamnă să fie angajat în luptă împotriva puterilor întunericului și a veacului acesta. Dar tot în același timp, să știm că angajați în luptă, când Domnul iese de partea noastră, suntem biruitori. Nu prin ce suntem noi, ci pentru ce este Domnul. Avem exemplele poporului Israel în Biblie care ne spus, adu Gedeon mulțimea, i-a adunat. Zice, ei, sunt prea mulți, mai lasă-i să plece. Fă numărătoarea, vezi că sunt prea mulți. Biruința o dă Domnul, frați și surori. Dar nu trebuie să ne sperie lupta împotriva celui rău. Cel rău vine cu zgomote mari, cu învățături false, cu amenințări, cu pus în pușcărie, cu bătăi. Nu ne va birui când Domnul este de partea noastră. Avem exemplele ucenicilor. Și ultimele versete care le citim aici spune că a fi ucenic înseamnă să fii și sare bună. Adică să nu te amesteci cu ceea ce nu trebuie să te amesteci. Atunci când amestecăm sarea cu lucrurile care arată ca sarea, s-ar putea de fapt să fie o travă. Și suntem chemați. Tot Domnul Iisus spune că voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Ca să fim sare, înseamnă să știm, să avem înțelepciune, să știm câtă sare să punem ca să dăm gust. Că știți cum spuneam și altă dată, sarea e bună, dar dacă e prea multă, pui prea multă în mâncare, e prea sărată. Și nu e bună mâncarea. Deci să știm cât de tare trebuie să apăsăm, să zic, pe pedal atunci când ne educăm copiii și când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu și când îl prezentăm pe Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune să facem lucrul acesta, să știm să-l facem prin călăuzirea Duhului Sfânt. Amin? Amin. Vrem să fim ucenicii Domnului?
Amin? Să știm că trebuie să ne facem socoteala, ca să nu rămânem de rușine. Vrem să fim ucenicii Domnului? Să știți că vom avea de luptat împotriva celui rău. Se va lupta împotriva noastră. Vrem să fim ucenicii Domnului? Trebuie să știm să ne dăruim viața așa cum El și-a dat viața pentru noi. Că nu ne-a cerut și nu ne cere Domnul ceea ce El n-a făcut. Nu ne cere. Dar ca să-L urmăm pe El, acestea sunt treptele și situațiile prin care vom trece. Lupte, poate în familie, lupte afară, în afară, cum spune Apostolul Pavel la un moment dat. Dar toate acestea să nu ne descurajeze, căci biruința este a celor ce sunt de partea Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Am o cântare de cântat. Când și eu câteodată. Sau cel puțin îmi plac cântările. Cântarea 66 din harfe. Fii binecuvântat, Iisuse, în veci fii binecuvântat. O știm? Ia, și o putem și cânta. Hai să o cântăm atunci și după aceea încheiem cu rugăciune. Ia. Ei, la mine în harfa asta e 66, da? Probabil că... Amin. Ei, bun. Fii binecuvântat, Iisuse, în veci fii binecuvântat. Căci ai lucrat în viața noastră, în chip așa de minunat. Abia acum gustăm dulcea și harul noi tare vieți, că Tu ne porți din slavă în slavă, atât pornii de frumuse. Am fost căzuți în fără de lege, mergeam din ce în ce.
Amin, amin. Ne despărțim iar harul, pacea și binecuvântarea Domnului cu noi toți. Amin, amin. Amin.